venit, dragii mei, la Astroplay. Believe it or not, mă credeți să nu, planetele se întorc din drum, ca să facem un pic de rimară. Ca atunci când uiți ceva acasă sau prin vecini și devine brusc urgent. Deci, declar săptămâna ce vine, săptămâna urgențelor sau urgentărilor. De ce oare am stat, eu am analizat, pentru că Mercur retrograd se întoarce, se reîntoarce din drum și va reveni în Leu, din Fecioară. Ce a uitat, ce o fi uitat? Oare ce ați uitat fiecare în viețile voastre? Sau ați crezut că ați abandonat, nu zic de alții care a spus supreș, deci acolo nu mai e treaba mea, dar cei care au abandonat deja mă pot pune pe gânduri. Deci haideți să analizăm, pentru că unii pot neglija, alții pot rezolva, alții brusc își aduc aminte când le spun eu de o anumită chestiune și fac ceva să rezolve. Deci, sper să ajut cât mai mult. Ce așteptare are Mercur retrograd în Leu de la fiecare din voi? Asta diferă de la o astrogramă la alta. Căci, știți cum spun eu, nu sunt doi gemeni la fel, nici dacă au astrogramele identice la naștere și diferența e de 5 minute. Între unul sau celălalt, am văzut chiar diferențe și mai mici. Doar pentru că se căsătoresc, de exemplu, cu parteneri diferiți. Nu cu aceleași fete sau uneori nu sunt nici surori sau cu aceiași băieți, la fel. Deci foarte des am văzut diferențe și am analizat astrograme așa. Prin urmare, pentru că există un aspect de genul acesta, atenție la drum. Dacă în perioada aceasta călătoriți, sigur, călătorului îi șade bine cu drumul, deci să procedem și noi la drumul nostru de destin și să avem și prioritate pe destin, că aici este esența. Berbec. Ei, Mercur atenționează asupra unor chestiuni rămase ca discuții în coadă de pește, retrograd, da? În principal cu cei mici, copiii din dotare, nepoții sau, și mai dificil, că poate nu au nici copii, nici nepoți unii dintre dumneavoastră, sau și mai dificil în amor, la cei tineri și neliniștiți. Provoacă incompatibilități, toarnă gaz pe foc, incompatibilități și la cei compatibili, ca nu cumva să fiu altfel înțeleasă, toarnă gaz pe foc, deci nu provocați, rezolvați cu calm situațiile sau studiați, analizați sinastrie, că e esențială, da? De acolo eu, de exemplu, pot să zic fiecare cum e, ce structură are, cum gândește de partener, cum îl vede, pentru că de acolo se atenuează gradul de conflict, oamenii înțelegând partenerul, jumătatea din buletin, vor vorbi, vor comunica altfel și nu vor vedea numai defectele, că mulți acolo se împotmolesc. Taur. Defectări și defecțiuni la chestiuni tratate superficial. Asta anunță retrogradarea lui Mercur în Leu și din punct de vedere material, dar și din punct de vedere uman, în sensul în care ceva în interior scârție, fie pe relația de familie, fie tu ca și caracter, nu observi, iar dacă nu observi, nu știi cum să corectezi. Gemeni,
Ceva vă presează sau vă umbrește destinul acum pe aceste tranzite planetare. O să spuneți în glumă, păi avem nevoie de umbră că e soare. Sigur că avem nevoie de umbră, dar nu să-mi umbrească mie destinul, că e altceva. Deci, nu gândiți așa că ce e val ca valul trece și că Mercur revine la sentimente mai bune. Este exact ca și cum bagi cu noiul sub preș și la un moment dat se întâmplă ceva și lucrurile nu pot să ia decât o întorsătură neașteptată. Da, nedeșifrate chestiunile acestea pot duce destinul în acel con de umbră, după care apare furtuna sau apare agonia sau și nu mai dezvolt, pentru că revin cu varianta bună și corectă, deșifrate anunță armonie și revenire în forță. Pentru că unde-ți doi puterea crește și de acolo și beneficiile arată altfel. Rac. Sistem de ecuații cu mai multe necunoscute pentru săptămâna ce vine și care are următoarea rezolvare pentru necunoscute. Aici ce spuneți? Da? 1. Dorințe vechi de destin îndeplinite și materializate. 2. Autocunoaștere. 3. Blocaj sau dilemă financiară, bancară, contractuală, investițională. Deci, dacă există un astfel de blocaj, e un semnal de alarmă ca să nu mergem deloc spre risc sau temere, ci pe conștientizare și deblocare, că întotdeauna se ascunde acolo ceva, iar astrograma indică căile de deblocare. Ce să mai... Leu, ce nu ați înțeles sau ce a rămas nesoluționat, vă întreabă Mercur retrograd. Nu eu, că eu n-am nicio treabă, eu vreau să ajut. Nu eu, eu am menirea de a găsi căi de ieșire din așa ceva și fiecare leu are înscris căile de ieșire. Doar că Mercur este cel care are în bagaj, ca la fotbal, cartonașe galbene, cartonașe roșii, atenționări. Deci, dacă evoluați corect, jucați corect, n-are ce să întâmple, ce să facă. Fecioară, căutați modalități de soluționare a unor chestiuni apărute peste noapte sau din senin. Unele chiar au amprentă karmică sau unele pot trena și reveni din vieți anterioare. De ce oare? Ca să fie înțelese și soluționate și să nu vă mai dea bătăi de cap pe viitor. Adică nu mai pune piedici pe câștigul, nu mai pune piedici pe partea cu sortiții, misiune de viață, iubiri, da? La balanță lucrurile stau un pic diferit. Mercur retrograd pune piedici în relațiile cu prietenii, cu copii, relații de suflet, persoane influente. De ce? Acolo spune ceva de beneficii, de buzunar, cum să împart, cum, da, fiind așa înscrise, e clar că prietenii, copiii sunt un soi de susținător, un fel de alianță care se vrea profitabilă în esență. Scorpion, tu maleficisis, cred că știți deja că am analizat de ceva ani acest aspect, este vizibil acum pe relațiile de iubire. Incompatibilitățile săptămânii ce vine sunt creionate cu săgetătorul, balanța, peștii și leii. Da? Acum, eu spun de săptămâna care urmează. În esență, nu știu cum aveți înscris, poate că sunteți compatibili cu unii, poate că sunteți incompatibil cu alții în general, dar eu vă spun cum este creionată săptămâna următoare. Săgetător, o perioadă cu freamăt,
pentru voi, chiar în doi, cu bariere pe examene, chestiuni care țin de business, de studii, de străinătate, deci atenție cei care lucrează în străinătate, studiază în străinătate, călătoresc în străinătate, da? De creativitate și de evoluție. Se pare că o fereastră de destin, nu tot, da? Nu tot, o fereastră de destin pare a fi blocată. Avem un Mercur retrograd care face un aspect de cuadratură cu Jupiter retrograd al vostru. Cum unul pare să fie destul de pozitiv, nu dă norocul ăla de l-așteptați voi, dar dă ceva. Capricorn, vești bune pentru voi, cei care au casa 12-a neafectată pe astrograma de la naștere, fără dușmani, pentru că acolo lucrurile stau destul de relaxat. Ceva cheltuieli neașteptate sau revenirea unor bunuri din străinătate, a unor persoane de peste mări și țări sau vești de la drum lung. Vărsător. Căsătoriții să-și pună centurile de siguranță, pentru că drumul poate să fie anevoios, accidentat, cu denivelări, curbe periculoase. Un soi de mountain rus, de mountain drive, în amor. Deci, pentru ei trebuie să specific acum unde sunt, de ce, cum, care sunt căile de ameliorare, de calmare a spiritului, e o altă poveste, pentru că partenerul, partenera, jumătatea are o altă astrogram. Pești. Diplomație la locul de muncă, zodie dublă versus dispute. Mie îmi place prima variantă. Acum, unde sunt dispute, de la ce sunt, nu pot să vă spun mai mult de atât, dar cum e perioada concediilor, vacanțelor, na. Schimbări bruște la locul de muncă, pe carieră, poate să anticipeze Mercur retrograd pentru cei care au ignorat sau au tot amânat anumite chestiuni importante, spun eu, risc de concedieri, prin urmare trebuie să rămâneți cu antenuțele așa ridicate și să nu deranjați, ba din potrivă, să discutați, să găsiți căi de soluționare, de detensionare, în esență. Ei, dragilor, mi-au rămas bun și de data aceasta de la voi, cu cele bune să se adune, cele rele să se spele, și vă aștept săptămâna ce vine.